Bine la ședința extraordinară, de care de ce trece martie 2021. Ședință convocată în dispoziția numărul 379, de data de 10 martie 2021. După cum puteți observa, în prezența președintelui deputat Ioan Ștefan, rog pe doamna secretar general să facă prezența procedăm la prezență. Domnul Cristian Costel, domnul Costel Ionel, doamna Liviu Andreina, doamna Dumnezeu Alina Raduna, bună dimineața, domnul Gheorghe Corneliu Dumitru, domnul Gheorghe, Dar toate transmisiile online.
în sală sunt prezenți 7 domni consilieri locali municipali, iar în mediul online 11 domni consilieri, absent consemnat prin domnul Nedelcu Mihai. Pe care de consecință, apreciez că este îndeplinită poziția prevăzută de articolul 37 al neagunului din codul administrativ și din la fiind statutar. Vă supun atenție, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 24 februarie 2021. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, supun la vot procesul verbal. Votul pentru. Vă abține. Domnul Dumitru, cum votați? Toată lumea a votat pentru. Procesul verbal este aprobat. Vă supun atenție, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 10 martie 2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu, îl supunem la vot. Votul pentru. Abține. Doamna Dumitru. Cu 16 voturi, procesul verbal a fost adoptat. Vă rog să consemnați că până la acest moment au fost îndeplinite toate procedurile incluse de articolul 36 din codul administrativ. Respectiv, textele scrise pe ordinea de zi de astăzi sunt însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizele comisiilor de specialitate, care au fost transmise prin poștă electronică. Vă reamintesc că în situația în care vă aflați în conflict de interese, aveți obligația de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre de cauză și să anunțați acest fapt încă de la începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți cu privire la adoptarea unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul de pară al ședinței. În continuare, domnule președinte, vă dau cuvântul pentru a confirma conflictul ședinței. Mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna secretar general. Bună ziua, doamna și doamna consilieri, bună ziua, domnule primar. Bună ziua, stimați invitați, bună ziua, domnule deputat Ștefan, mulțumim că sunteți prezenți astăzi aici alături de noi. După cum foarte bine știți, ați trimis pe e-mail formă de adeziv, dacă sunt discuții pe marginea ei, vă rog să vă confruntați, da, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua, domnule deputat, bună ziua, stimați colegi, stimați reprezentanți ai Mass Media. Pentru ordinea de zi de astăzi, propun retragerea proiectului numărul 2 pentru a fi discutat la o dată ulterioară, pe de o parte, iar la proiectul numărul 3, proiect cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, extindere și dotare, Centru de Științe Aplicate, Colegiul Național Unirea, strada Cezar Boliac, numărul 15, municipiul Focșani, județul Vrancea, propun ca să înscriem ca și cu inițiatori și colegii, toți consilierii locali, inclusiv PNL, USR și PSD, ca să nu mai stăm să-i numerizăm pe fiecare în parte, pentru că e un proiect frumos, este un proiect foarte bun, un proiect care a pornit în urma unor discuții cu Colegiul Național Unirea și cu domnul deputat. Ne-am implicat cu toții și haideți să-i dăm importanța cuvenită acestui proiect, care sper eu să se realizeze în cel mai scurt timp cu finanțare de la Compania Națională de Investiții. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt observații pe marginea ordinii de zi, dacă nu, supun la vot suplimentarea ordinii de zi sau amendamentul la ordinea de zi. Vă rog, cine este pentru? Toată lumea în sală este pentru. O să încerc să nominalizez și de pe online. Ceri bolile faci, dar dacă ei băgă una sau nu. Domnule Iorga, mulțumim mult. Da. Pentru. Doamna Drumea, vă rog cum votați. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnule Ghioca. Pentru. Domnule Gongu. Pentru. Domnul Iorga. Doamna Marcu.
Pentru. Domnul Mocanu. Pentru. Doamna Nedelcu. Pentru. Domnul Nistoroiu. Pentru. Domnul Șelaru. Pentru, Iorca sunt. Da, mulțumesc. Domnule Șelaru. Pentru. Și domnul Ungureanu. Domnul Iorga și-a manifestat dorința de vot. Mulțumim. Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Vă rog, cine este pentru? În sală toată lumea este pentru și văd și pe online, este pentru toată lumea. Mulțumesc la amendament. Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru. Supun atenție dumneavoastră proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Vă rog, domnule Bărsan. Bună ziua, vă rog să mă iertați. Aș vrea să fac o observație. Am așteptat după ce s-a consumat votul. Doamna secretar general ne-a supus votării cele două procese verbale. Aș avea o rugăminte în măsura în care este posibil, datorită decalajului între ședințe și prezentarea acestor procese verbale. Noi nu am știut că se supune la vot. Eu nu am fost un pic luat prin surprindere. Aș dori ca pe viitor, la ședințele următoare, măcar la secțiunea a doua, să fie precizat ceea ce se supune la vot, respectiv aceste procese verbale, că o fi unul, două sau câte sunt. Asta ar fi rugămintea mea, dacă e posibil. Bine, dacă nu, rămâne cum s-a stabilit și până acum. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc, domnule Bărsan. Eu sper ca aceste ședințe să fie mai rare și să aibă timp, doamna secretar general, să și mai scurte, să aibă timp să le redacteze cum trebuie. Da. Vă mulțumesc, trecem la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Focșani, al domnului Tănase Niculai, inițiator primar Cristi Valentin Misăilă. Vă rog dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Pe online, doamna Drumea este pentru. Pentru. Domnul Iorga, vă rog. Nu aveți camerele deschise și trebuie să vă nominalizez. Văd că în rest, domnul Ghioca. Pentru. Domnul Iorga. Domnul Ungureanu. Pentru. Domnul Nistoroiu. Pentru. Domnul Gongu. Pentru. A rămas domnul Iorga. Domnul Iorga nu este, domnul Dumitru este pentru, doamna Marcu este pentru, domnul Șelar este pentru, domnul Mocanu pentru, doamna Nedelcu pentru. Da, a zis. Domnul Iorga văd că nu este atent. Cu 17 voturi și o neparticipare, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Scuzați-mă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și extindere și dotare Centrul de Științe Aplicate Colegiul Național Unirea, strada Cezar Boleag, numărul 15, municipiul Focșani, județul Vrancea, inițiator primar Cristi Valentin Misăilă, împreună cu consilierii PNL, USR și PSD. Vă rog dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. Pe online toată lumea este pentru, cei care au camerele deschise. În afară de domnul Ghioca. Pentru. Domnul Nistoroiu. Domnul Gongu. Pentru, scuze, nu reușesc să deschid camera, mi se blochează și nu e nicio problemă. Dacă da, pentru. Atent și răspundeți. Da, bineînțeles, totdeauna am fost atent. Domnule Ungureanu. Pentru. Domnul Nistoroiu și domnul Iorga, vă rog. Pentru. Mulțumesc, domnul Nistoroiu. Domnul Nistoroiu. Vă mulțumesc. Domnule, 17 voturi pentru și o neparticipare. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNI SA, amplasamentul și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centrului de Științe Aplicate Colegiul Național Unirea,
strada Ceza Boleag, numărul 15, municipiul Focșani, județul Vrancea. Inițiator primar Cristi Valentin Miseilă. Vă rog, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru, pe online toată lumea este pentru, cei care au camere, respectiv domnul Dumitru, doamna Marcu, domnul Șelaru, domnul Iorga, pentru. Doamna Dumitru, doamna Nedelcu, domnul Mocanu, domnul Ungureanu. Pentru. Domnul Ghioca. Pentru. Domnul Nistoroiu. Domnul Gongu. Pentru. Domnul Nistoroiu. Pentru. 18 voturi pentru. Pentru, domnul președinte. Da, vă rugăm să ne luați în ordine, că ne luați pe sărite și... Dacă aveți camera deschisă, v-aș lua foarte repede, dar vă rog să fiți atenți. Mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent. Vă rog, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, excedentul bugetar... Vă rog, doamna Ana Maria Dimitriu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva amendamente de făcut la acest proiect și anume la capitolul 67.02, capitolul cultură, recreere și religie, este alocată o sumă de 19,7.000 lei pe care aș vrea să rețineți că din această sumă se transformă în 0 lei. Tot la acest capitol, din suma de 13,37.000 lei se transformă în 0 lei. La capitolul 68.02, asigurări și asistență socială, din 611,20.000 lei se va transforma în 0 lei. Iar la capitolul 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare publică, de la litera C, din 70.000 lei se va transforma în 0 lei. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Doamna Dăscălescu, dacă sunteți atentă, aș vrea și la punctul A și B se modifică sumele, da? Se diminuează, la articolul 2, punctul A, se diminuează suma de la 4.733 la, cu sumele pe care le-a spus doamna viceprimară Ana Maria Dimitriu, și se completează la punctul B, conform lămurilor primite în comisie, cu diferență, da? Vă mulțumesc. Dacă supun la vot amendamentul, sau dacă mai sunt discuții, vă rog. Dacă nu supun la vot, vă rog, doamna. Aș mai vrea să mai spun ceea ce am spus în comisii, că la articolul 2 avem litera A pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, și la litera B avem pentru acoperirea golurilor de casă o sumă de 2211,40 lei. Și aș întreba departamentul de specialitate, pentru că am spus că această sumă am vrea să o ducem pe finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și nici de cum să rămână pe aceste goluri de casă, și aș dori să fie inclus în acest amendament și acest lucru. Mulțumesc. Da, am să rog din nou pe doamna să intervină. Eu zic că ne-a lămurit la comisie, dacă puteți să mai spuneți o dată. Toate sumele se modifică, schimbă structura. Avem două variante. De a rămâne, deci se diminuează suma de la punctul A și devine 4.018,73 din ce am, și crește suma de la acoperirea temporară a golurilor de casă. Okay. Deci, această sumă rămâne ca o rezervă, este temporară, nu se poate utiliza pentru alte cheltuieli decât în cazul în care UAT-ul rămâne la un moment dat fără lichidități momentane și se utilizează de aici din golul de casă, cu obligativitatea regularizării sumelor. Deci, pe măsură ce se încasează venituri, se completează la loc suma respectivă. Sau putem să nu repartizăm întreaga sumă. Mai există și varianta asta, să specificăm că repartizăm doar suma de 4.018, cum ați dorit-o, și renunțăm, rămâne o sumă nerepartizată din excedență. Nu mai ducem pe gol de casă, nu mai ducem pe niciun fel de altă poziție. Asta înseamnă că până la o eventuală hotărâre de aprobare, dacă se rămâne în gol de casă, nu se poate folosi sumă pentru gol de casă.
Oricum, această sumă nu se poate utiliza decât pentru cheltuieli de dezvoltare. Nu avem posibilitatea, conform legii, să cheltuim pentru orice altceva decât cheltuieli de dezvoltare. Bun, atunci, da, doamna viceprimar, da, aș vrea, mulțumesc, domnule președinte, aș vrea să mă lămuresc un pic, pentru că aceste goluri de casă, în raportul de specialitate al doamnei director economic, spunem că aceste goluri de casă sunt utilizate, cum, mă rog, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli. Întrebarea mea ar fi, care sunt departamentele care trebuie să-și echilibreze aceste goluri de casă și din ce motiv? Cred că ar fi foarte important să știm lucrul acesta. Adică sunt probabil departamente care, nu știu, mă gândesc la taxe și impozite. La asta m-aș gândi eu. Probabil că nu încasăm taxele și impozitele la timp și atunci rămânem cu un deficit. Să înțeleg că vine din lipsa de personal sau vine din faptul că nu avem un soft care să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă. Pentru că, practic, de acolo vine. Clar, noi nu avem banii aceștia, urmează să-i încasăm, eu așa văd, nu? Și de aceea eu nu cred că ar trebui să avem aceste goluri de casă și să fie cumva bani dedicați strict pentru cheltuielile de dezvoltare. Pentru că odată blocați, cum a spus și dumneavoastră, pentru a ne acoperi aceste lucruri, poate că excedentul bugetar nu-l vom mai putea utiliza decât cine știe când, poate în septembrie-octombrie și poate avem nevoie de investiții până atunci. Și cred că suma asta ne-ar ajuta foarte mult. Decât... Mulțumesc! Oricând se poate interveni asupra acestei hotărâri de Consiliu cu o altă hotărâre de Consiliu. Deci neasă și la ședința următoare, dacă, între timp, un alt obiectiv de investiții care are aprobat indicatori, doriți să-l finanțați, se poate modifica această hotărâre, se diminuează golul de casă și se duce pe obiectivul respectiv. Hotărârile astea se pot modifica oricând. Deci nu există o... acest gol de casă, acest excedent este la dispoziția Consiliului Local, la ordonatorului de credite, să-l poată utiliza strict pentru cheltuieli de investiții. Ce ați întrebat? Sunt situații care intervin foarte rar. Sunt situații, au fost, cred că o singură dată ni s-a întâmplat acum ceva timp, să fie nevoie de utilizarea acestui gol de casă și pentru o perioadă relativ scurtă de timp. Au fost cheltuieli care trebuiau făcute neapărat și încasările noastre nu erau la nivelul cheltuielilor în o anumită perioadă de timp. Știți că termenele la impozite și taxe sunt niște termene. De regulă, acum se încasează mai mult decât că sunt termeni. Perioada de vară, încasările sunt un pic mai mici, lumea e preocupată de concedii, nu de impozite. Da, vă mulțumesc. Eu spun să mergem pe diferență, pe goluri de casă. Nu de alta, dar n-aș vrea să mai particip la o ședință de îndată a domnului primar, care, că deja cred că puțin ne-am cam săturat cu atât de multe ședințe. Așa că supun la vot amendamentul cu cele patru sume pe care le-ați spus. Vă rog, cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. Pe online, doamna Marcu pentru, domnul Dumitru pentru. Domnul Mocanu, vă rog să vă exprimați. Abținere. Abținere. Domnul Șelaru. Abținere. Mulțumesc. Domnul Ghioca. Pentru. Doamna Drumea. Pentru. Doamna Nedelcu. Abținere. Domnul Ghioca. A zis? Am zis pentru, pentru. Da, mulțumesc, doamne Ghioca. Domnul Nistoroiu? Domnul Ungureanu? Mă abțin și eu. Domnul Gongu? Abținere. Domnul Nistoroiu? Abținere. Da, mulțumesc. Doamna secretar, nu știu câți au fost, dacă mă întrebați. Domnul Iorga, aș vrea să, într-adevăr. Domnul Iorga, cred că nu mai este online, cred. Deci aș vrea o neparticipare. Deci 11 voturi pentru și 7 abțineri. Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog, cine este pentru?
Doamna Drumea, domnul Dumitru, da. Domnul Dumitru, domnul Ghioca, pentru. Domnul Gongu, pentru. Domnul Iorga, doamnă Marcu, da. Domnul Mocanu, da. Domnul Nistoroiu, sper să fie. Pentru. Pentru, mulțumesc. Domnule Șelaru, cred că da. Mulțumesc, domnule Șelaru și domnul Ungureanu. Pentru și eu. Da, vă mulțumesc. Da, și domnul Dumitru ridică mâna, mulțumesc mult. 18 voturi pentru. Proiectul a fost... Și o neparticipare, da. 17 voturi pentru și o neparticipare, da, vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021, inițiator primar Cristi Valentin Miseilă. Vă rog dacă sunt comentarii pe marginea acestui proiect. Da, domnul Zârnă? Domnul președinte, aș dori să fac un amendament la acest proiect de hotărâre. Pentru ședința de azi aș dori doar două obiective de investiție să fie aprobate și anume, la articolul numărul 2, obiective de investiții finanțate din fonduri proprii, litera B, extindere de 12 săli clasă a școlii numărul 3 Focșani, 1002.006,06. Iar la litera C, strada Panduri, 1502.015. Iar restul proiectelor, obiectivelor, să fie discutate la o ședință ulterioară. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai aveți ceva comentarii pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot amendamentului domnului consilier Zârnă. Vă rog, cine este pentru? Da. Am să întrerup votul puțin, că văd că mai sunt discuții. Am să pun pe... să fac un amendament, domnule Zârnă, să fie și grădinița numărul 18. Punctul A cu 5, da? Aș mai dori să fac un amendament la acest proiect de hotărâre, la articolul numărul 2, punctul A, obiective de investiții cofinanțate din fonduri nerambursabile, punctul 5, reabilitare, modernizare clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a grădiniții numărul 18, da. cu suma de 95,040.000 lei. Da, vă mulțumesc. O să supun la vot amendamentul cu aceste trei propuneri, subpropuneri, da? Vă mulțumesc. Cine este pentru? Vă rog. Domnule președinte. Da, vă rog, domnule Șelaru. Vă rog să repetați toate amendamentele, în așa fel încât să se audă și pentru... Mă auziți? Da, încerc să vă aud, da. Vă rog să repetați toate amendamentele în așa fel încât să fie auzite foarte bine și de noi și care suntem pe online, pentru că s-a intervenit, s-a oprit, s-a reluat și mai departe, da? Da, vă mulțumesc imediat. Mulțumesc, vă rog. Vă rog, domnule Zână, să repetați cu atenție. Deci, la articolul numărul 2, deci proiectul hotărâre numărul 6, la articolul numărul, propune spre aprobarea trei obiective de investiții, la articolul numărul 2, litera A, obiective de investiții cofinanțate din fonduri nerambursabile, reabilitarea și modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a grădiniții numărul 18 cu 95,40.000 lei. La litera B, extinderea obiective de investiții finanțate din fonduri proprii, extinderea de 12 săli de clasă a școlii numărul 3, Focșani, cu 1002.006,06 și litera C, strada Panduri, cu o finanțare de 1502.015.000 lei. Iar restul obiectivelor de investiții se vor discuta într-o altă ședință.
Da, mulțumesc, domnule consilier Zârnă. Vă rog, supunem la vot amendamentul domnului. Cine este pentru? Pe online, vă rog, doamna Drumea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Ghioca. Pentru. Domnul Gongu. Abținere. Domnul Iorga. Domnul Iorga. Abținere. Da, mulțumesc. Doamna Marcu. Da, este pentru. Domnul Mocanu. Abținere. Doamna Nedelcu. Abținere. Domnul Nistoroiu. Abținere. Domnul Șelaru. Să știți că la mine se aude foarte încet, ori se citește greu în sală, ori se aude din cauza internetului distorsiunea asta de sunet. Colegii dumneavoastră s-au abținut. Vă ajut eu. Vă abțineți și dumneavoastră? Abținere. Mulțumesc, domnul Ungureanu. Mă abțin și eu. Da, mulțumesc. 11 voturi pentru și 7 abțineri. Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul numărul 6 în integralitatea sa. Vă rog, cine este pentru? Și o să vorbesc mai tare. În sală toată lumea este pentru. O să iau la rând. Doamna Drumea. Pentru. Domnul Dumitru este pentru. Domnul Ghioca. Pentru. Domnul Gongu. Pentru. Domnul Iorga. Pentru. Doamna Marcu este pentru. Domnul Mocanu este pentru. Doamna Nedelcu este pentru. Domnul Nistoroiu. Pentru. Domnul Șelaru. Este pentru. Și domnul Ungureanu, vă rog. Pentru și eu. Mulțumesc, domnul Ungureanu. Cu 18 voturi pentru, proiectul numărul 6 a fost aprobat. Vă rog, dacă mai sunt alte discuții, până trecem la secțiunea, cred că B, dacă doamna secretar vrea să intervină la secțiunea a doua. Mulțumesc. Secțiunea a doua. Potrivit articolului 140 alineat 3 din codul administrativ, trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că... Vă rog să vorbiți aproape de microfon, doamna secretar. Fiți amabilă, vorbiți aproape de microfon, că se aude foarte greu la noi pe online. Da, domnul Șelaru, revin. Imediat vă rog să închideți microfoanele, da? Sau... Mulțumesc. Conform prevederilor articolului 140 alineat 3 din codul administrativ, trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că hotărârile Consiliului Local numărul 36 și 37 din 2021 nu au fost contrasemnate pentru legalitate de către secretarul general, fiind întocmite în acest sens rapoarte privind obiecțiile de nelegalitate care au fost înaintate și prefectului județului Vrancea. Pe scurt, vă aduc la cunoștință faptul că hotărârea numărul 36 pe 2021 a fost apreciată ca fiind nelegală, deoarece excede competențelor stabilite în sarcina Consiliului Local, așa cum au fost prevăzute de articolul 129 alineat 1, coroborat cu alineat 2 litera C și alineat 6 din OUG 57 pe 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Același aviz de nelegalitate a fost dat și pe hotărârea 37, care astăzi a rămas fără obiect, deoarece a fost revocată de dumneavoastră. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc, doamna secretar general. Vă rog, domnule Bursan, dacă aveți ceva de comentat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș mai avea scurt, să nu lungim ședința, să batem și noi un record. Scurt, da. Aș avea câteva propuneri să s-au duc în dezbatere câteva observații ale cetățenilor. Domnule primar, este vorba de rondul generator de pe strada Revoluției, pe care l-am mai discutat noi. Știu că e greu de pus în practică datorită investițiilor viitoare și așa mai departe, dar putem face un sens giratoriu din acele segmente, balize, da? Că e destul de greu de ieșit și știți și noastră că ați pățit-o prin zonă pe acolo. Se iese foarte greu dinspre strada Revoluției pe centură și chestie de timp până se va întâmpla ceva. Haideți să facem un sens giratoriu provizoriu până la definitivarea
investiției. De asemenea, am semnale de la cetățeni în ceea ce privește parcarea din spatele electrică. Datorită sensului unic de pe Peneș-Curcanu, care intră în dreapta spre parcare, ei nu pot reveni pe Peneș-Curcanu. Și dimineața este foarte aglomerată zona. Nu, ei normal trebuie să iasă, conform legislației rutiere, să iasă prin Piața Moldovei. Și foarte dificil. Eventual, dacă putem pune semnul de interzis, un pic mai acolo de după parcare. Să le dăm posibilitatea să iasă spre Peneș-Curcanu. Că e mai simplu și nici nu obturează și aglomerează circulația acolo în zona Piaței Moldovei. De asemenea, în primărie există la secția de urbanism, există acel program GIS, am mai discutat noi două cuvinte fugitiv așa, haideți să le dăm un termen, să facem în așa fel încât acest program să intre în actualitate, să fie actualizat și conform ierii digitale în care suntem, nu? Domnul președinte Macovei este tătic în domeniu, certificatele de urbanism și alte acte solicitate de cetățeni să poată fi accesate online. Eu știu acest program, îl cunosc, e vechi, dar nu este actualizat. Și datorită faptului că nu este actualizat, și cetățenilor în certificatul de urbanism li se bifează anumite avize care nu ar trebui și nu ar fi necesare. De asemenea, am semnale despre mutarea sediului, cum să-i spun, unde sunt cărțile de identitate, da? Evidența populației, nu găseam termenul, îmi cer scuze. Haideți să am înțeles că s-a găsit un sediu undeva vis-a-vis de banca comercială la un preț foarte bun și chiar nu negociabil. Nu, alături. Să încercăm să facem în așa fel să aibă și condiții de muncă corespunzătoare. Sediu, din punctul meu de vedere, este bun. Nu este foarte bun, întotdeauna e loc de mai bine. Dar, știți, între două rele alegi pe ăla mai puțin rău. Și haideți să le dăm o mână de ajutor, să se mute repede și să-și reactivitatea acolo. Eu cam atât am de spus și vă mulțumesc. Da, vă rog, domnule primar. Da, vă mulțumesc. Haideți să vă răspund pe scurt. Problema cu sensul giratoriu de la intersecția Revoluției cu Calea Munteniei și problema cu sensul unic pe strada Peneș-Curcanu, ar fi bine să le reluăm în discuție. Noi, miercuri, la ora 11, avem Comisia pentru Siguranța Traficului. Le punem în discuție în cadrul acestei comisii și vom avea, dacă avem și girul comisiei, le putem pune în aplicare fără niciun fel de problem. Chiar și dacă noi acum lucrăm la proiectarea tehnică pentru resistematizarea infrastructurii rutiere, pentru construirea sensului giratoriu. Ideea e că la acel sens giratoriu, dacă nu îl facem din balize și îl facem mai mic decât e conform unui stas, s-ar putea să facem mai rău decât bine. Trebuie văzut și consultat specialiști. Sunt într-o totul de acord că acolo trebuie făcut un sens girator, fără doar și poate. Despre GIS. Noi acum primim online cererile pentru certificate de urbanism, dar vă spun sincer că, din ce mi-au comunicat colegii de la urbanism, multe din aceste cereri vin incomplete sau vin într-o formă nu prea fezabilă și da, într-adevăr, pe GIS s-ar putea observa, au legătură între ele, dar le lămurim și pe asta. Iar pentru evidența populației, sunt perfect de acord că trebuie neapărat să avem somații. Ne-au notificat Consiliul Județean că trebuie să eliberăm acea clădire pentru că urmează să înceapă lucrări. Dar pentru a face o închiriere, noi trebuie să avem aprobat un buget ca să putem proceda la achiziția unui contract de închiriere. Dacă acum întreb pe doamna Poiana, se poate din excedent sau din 1/12 putem demara o procedură de achiziție? Vorbiți la microfon. Ar trebui întâi estimate ce cheltuieli, ce categorii de cheltuieli presupune acea mutare, ca să vedem cum le fundamentăm și le finanțăm. În lege spune că până la aprobarea bugetului se lucrează în limita al 1/12 din bugetul anului precedent cu categorii de cheltuieli, utilități, cele curente. Pentru cazuri speciale, și este un caz special, se fundamentează și se solicită de la finanțe aviz pentru astfel de acțiuni cu aprobare. Facem fundamentarea, doamna, luați legătura, vă rog frumos, cu domnul Ghiuță. Dacă
din câte știu, dumnealui a mai luat legătura cu proprietarul spațiului. Trebuie făcută o procedură de achiziție, în primul rând, dar înainte de procedura de achiziție trebuie să aibă aprobările de utilizare a sumelor. Problema, o secundă, dacă îmi permit. În schimb, pe lângă acest contract de închiriere, va trebui să și amenajăm, să avem câteva lucrări de amenajare. Deci, da, vă rog. Deci clădirea nu necesită lucrări majore de amenajare. Doar o curățenie superficială, că e în stare bună. Clădirea e chiar în stare bună. Dacă e în stare bună, cu atât mai bine. Se poate face o evaluare, sigur. O să avem nevoie, în schimb, domnul consilier, o să avem nevoie de rețeaua de la STS, de securitate, de realizarea infrastructurii. Înțeles, e logic, sigur. Infrastructurii cu care dumnealor lucrează, pentru că ei sunt legați direct la bazele de date ale BBATT-ului, sau cum se numește, da, de la București. N-am niciun fel de problemă. Noi tot am căutat să evităm această închiriere în ideea că poate vom găsi un spațiu aparținând primăriei municipiului Focșani care să nu genereze o cheltuială în plus cu chiria, dar din păcate nu am găsit. Ar trebui să luăm în calcul, am vorbit la un moment dat, dar pentru a reabilita aceste clădiri din grădina publică, cea etajată, de lângă Monumentul Revoluționar, în spatele bisericii, sunt necesare niște lucrări de anvergură. Și nu aveam timpul fizic necesar să putem să... Avea o parcare, era lângă primărie, era o locație cât de cât ok. Dar dacă s-a găsit varianta asta, și acolo este o parcare, nu-i foarte generoasă. Nu-i foarte generoasă și e o problemă, pentru că acolo sunt mai multe instituții. Am înțeles că vis-a-vis la BCR, la etajul 2, se va muta și serviciul de evidență a pașapoartelor. Și atunci se va aglomera și mai mult zona. Deci și de aici, și punctul ăsta, și chestiunea asta trebuie să o luăm în calcul. Nu mai spun că avem acolo cele trei unități de învățământ. Unirea, Anghel Saline și Gheorghe Asachi. Da? Era bun dacă găseam un spațiu comun în care să le fi dus la fel cum au fost până acum și au funcționat în același loc, să funcționa toate cele trei servicii publice. Evidența populației, permise și pașapoarte, permise separat, pașapoartele separat și evidența populației județului. Din păcate, ne-a cam bulversat această începere, dar trebuie să o facem și pe asta, pentru că sunt proiecte pe fonduri europene și păcat să le pierd. Da, e o idee bună și rog încă o dată pe domnul Ghiuță să luați legătura cu domnul Ghiuță să facă demersurile necesare, să vină să ne spună exact ce sume sunt și asta înseamnă iarăși o hotărâre de consiliu local. La următoarea ședință să avem și utilizăm probabil cred că din excedent. Da, mulțumesc. Da, doamna viceprimar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de ședința extraordinară, la primăria municipiului Focșani, la registratură, s-a primit un document din partea Sindicatului Producătorilor din Piețele Agroalimentare, Agropropact Vrancea. Este înregistrată cu numărul 26.893 cu data de astăzi, cum am spus, și este adresată consilierilor locali. Și dumnealor ne spun așa, subscrisa Sindicatul Producătorilor din Piețele Agroalimentare Agropropag Vrancea, organizație care reprezintă legal un număr de 140 de membri, producători activi de legume și fructe din județul Vrancea, care își desfășoară de zeci de ani activitatea de vânzare a produselor proprii în Piețele Agroalimentare Focșani, vă solicită ajutorul în rezolvarea următoarelor probleme apărute în ultima perioadă în relația cu administrația Piețelor Focșani, astfel. 1. Eliminarea urgentă a taxei în valoare de 336 de lei pe tarabă impusă de administrația Piețelor Focșani și solicitată în avans, reprezentând contravaloarea taxei zilnice de închiriere a unei tarabe per lună. Introducerea acestei taxe ar conduce la eliminarea producătorilor reali din piață și transformarea ei în piață comercială gen supermarket, deoarece producătorul este forțat să achite lunar în avans taraba sau tarabele închiriate pentru a nu le pierde până la momentul ieșirii cu recolta la vânzare și care vor fi folosite gratuit în această perioadă de către diversi vânzători care fac doar comerț. Aceste costuri nu pot fi suportate de către marea majoritate a producătorilor, având în vedere situația economică actuală și costurile mari de producție. 2. Reintroducerea taxei de rezervare în valoare de 56 de lei pe lună per tarabă, plătită până la data de 31.12.
2021 de către toți producătorii care au avut șansa obținerii a una sau maxim două tarabe pentru a avea siguranța că unde își valorifica producția proprie atunci când vor ieși cu ele la piață. 3. Organizarea în cel mai scurt timp posibil a unei întâlniri cu producătorii reprezentați de cel puțin un membru reprezentativ din fiecare localitate legumicolă din județ, întâlnire la care să fie invitați și reprezentanții primăriei Focșani, administrației piețelor Focșani, direcției agricole Vrancea și instituțiilor cu rol de control în piață. Solicităm această întâlnire pentru a discuta punctual probleme ce țin de respectarea legii 145/2014, care reglementează modul de valorificare al produselor agricole obținute în propria fermă de către producătorii agricoli astfel. Organizarea în piață conform legii 145/2014 a unui sector distinct, producători, delimitat și amenajat special, evitându-se astfel menținerea haosului creat intenționat până la acest moment în piață, unde marea parte a producătorilor sunt intercalați printre comercianți pentru a li se folosi mesele rezervate în avans, în perioada cât ei nu se află la vânzare. Obligația administrației piețelor Focșani de a ne informa și invita la consultări ori de câte ori se iau decizii care privesc activitatea producătorilor în piață, furnizarea de informații cu privire la modul în care va fi reorganizată piața și eventualele eliminări de tarabe din anumite zone, modalitatea de oprire a mașinilor dimineața în zona de aprovizionare cu marfă, având în vedere că strada este foarte aglomerată și circulată, verificarea strictă a documentelor care atestă proveniența mărfii vândute în sectorul producătorilor pentru a ne delimita de falși producători care se folosesc de atestatul de producător pentru a face comerț sau speculă. Ținând cont de urgența situației, vă rugăm să luați act de cele prezentate de noi și să acționați în scopul identificării soluțiilor care să satisfacă solicitările noastre, evitând astfel un conflict între producători și administrația piețelor Focșani. Și am zis că i-am asigurat pe dumnealor că o să dau citire și că Consiliul Local, pentru că suntem cei care decid asupra acestei activități a domnilor producători, am zis că să luăm act și să găsim cât mai repede soluția ca dumnealor chiar să nu fie puși în dificultate și chiar să nu poată să-și desfășoare activitatea și să-și vândă produsele către, practic, toți cetățenii Focșaniului, că una e când cumperi un produs de la un producător agricol și alta e când îl importăm de prin nu știu ce țări. Mulțumesc frumos! Da, dacă îmi permiteți, domnul președinte, da, mulțumesc! În acest moment, din ce cunosc eu în piață, există un sector izolat special destinat producătorilor cu număr de 124 de mese și se poate extinde până la 200 de mese. Așa cum am discutat și cu dumnealor când au fost prezenți aici, suntem deschiși dialogului, putem face modificările necesare pentru a funcționa în cele mai bune condiții piața Moldovei. Vom discuta, facem o întâlnire cu dumnealor. La un moment dat, acea taxă, dacă vă reamintiți dumneavoastră, s-a discutat mult pe marginea ei. A fost solicitată eliminarea taxei de ei. Acum văd că o vor reintrodusă în... Ținem cont și împreună cu Consiliul de Administrație al pieței și cu conducerea pieței putem propune o modificare de regulament, astfel încât să fie toată lumea mulțumită. Da, domnule primar, dumnealor spuneau că majoritatea dintre dumnealor or să iasă cât de curând în piață cu produse. Unii sunt deja prezenți cu salata, ce a ieșit acum mai devreme, și au temerea ca nu cumva de mâine, că așa li s-a transmis de la administrația piețelor, să se introducă, să-i taxeze, da, cu acest preț, și dumnealor au rugămintea ca până la o ședință ulterioară să nu se întâmple lucrul ăsta și să revenim cu proiect de hotărâre și să revenim la vechea taxă. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc, doamna viceprimar. Eu propun poate săptămâna aceasta să avem deci o întâlnire cu reprezentanții și lămurim până la ședința următoare ce este de făcut. O stabilim. Eu sunt nevoit să citesc puțin și secțiunea a doua cât mai repede, dar sunt cu siguranță ați citit-o și dumneavoastră. O să trec repede peste ea. Punctul 1. Se vorbea de plângerea prealabilă formulată de consilierii grupului PSD de reanalizare și revocare a hotărârii Consiliului Local Focșani numărul 36/2021 privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea primăriei municipiului Focșani. La punctul 2 aveți adresa Tribunalului Vrancea emisă în dosarul numărul 358/91/2021, având ca obiect suspendarea executare act administrativ hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani numărul 36/2021 privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea primăriei municipiului Focșani din strada Dimitrie Cantemir numărul 1 bis etajul 1.
La punctul 3 aveți citație emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul numărul 269/91/2021, având ca obiect suspendarea executării act administrativ, hotărâre Consiliul Local al Municipiului Focșani, numărul 9/2021, lucru care de fapt s-a și întâmplat astăzi, și numărul 4, comunicarea cerere de chemare în judecată emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul numărul 380/91/2021, având ca obiect anularea act administrativ, pretenție înregistrată la Primăria Municipiului Focșani, numărul 25.293, pe data de 9 martie 2021. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, în speranța că ședința următoare a Consiliului Local se va desfășura într-un timp atât de scurt pe mandatul meu, deja cred că o să am 2 ore la dispoziție să fac multe lucruri, am să declar această ședință de Consiliul Local închisă. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc!